Biscuitnicioșul a citit sinaxarul zilei de astăzi, din 22 noiembrie 2020, din prologele Sfântului Nicolae Velimirovici de la Ohrida. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 2, pomenirea Sfintei Mucenice Cecilia. Ea s-a născut în Roma din părinți slăviți și foarte bogați și a avut o mare credință în Domnul Hristos și râvnă fierbinte pentru Sfânta Credință. Făcând jurământ eternei fecioriei înaintea lui Dumnezeu, Sfânta Cecilia s-a îmbrăcat pe dedesubtul hainelor strălucite la care o obliga rangul, o cămașă aspră, semnul nevoințelor. Părinții ei au obligat-o la căsătorie cu păgânul Valerian, dar Cecilia, sfătuindu-l pe mirele ei, în noaptea nunții din destul, l-a dobândit pentru deapta credință. Căci urmând sfatul ei, el a mers la episcop Urban și a primit Sfântul Botez. Apoi Valerian l-a adus la Hristos și pe fratele său Tiburtie. Curând după aceea, ambii frați au fost osândiți la moarte pentru credința lor. Credincioșia lor a rămas de nezdruncinat chiar și înaintea morții. Duși fiind la locul de ucidere, acești frați minunați l-au dobândit pe Hristos, pentru Hristos și pe comandantul gărzii, Maximus. Ei cu toții au fost omorâți pentru Hristos, Domnul. Sfânta Cecilia a îngropat cu cinste moaștele lor, sfintele lor trupuri. Apoi a fost dusă și ea la judecată, căci neobosită propovăduia rodnic credința creștină la păgâni. Ea a luminat cu lumina adevărului într-o singură seară ca la 400 de suflete. Întrebându-o judecătorul care este sursa curajului ei, ea a fost torturată bestial, apoi osândită la moarte prin decapitare. Călăua l-a lovit-o de 3 ori cu sabia peste gât, fără ca să o poată ucide. Ea doar s-a rănit, dar din rănile ei a curs sânge mult, pe care creștinii l-au strâns în batiste, burete și vase, să le fie luat spre vindecare și mântuire. 3 zile mai târziu, Sfânta Fecioară și Mucenița lui Hristos, Cecilia, și-a dat mucenicescul ei suflet în mâna lui Hristos, întru care așa cum se bucură veșnic. Sfânta Cecilia a luat cununa muceniciei împreună cu ceilalți pomeniți, soțul și cumnatul ei, cam pe la anul 230. Sfintele ei moaște se află la Roma, în biserica închinată ei. În Occident, Sfânta Cecilia este cinstită ca patroană a cântărilor și muzicii bisericești. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Xantopol, după chilia cu același nume din Sfântul Munte Athos. Sfântul Calist Sanctopol, patriarhul Constantinopolului, după chilia cu același nume din Sfântul Munte Athos, unde s-a nevoit vreme delungată lângă fratele său duhovnicesc Ignatie, noi avem în Filocalie, traduși de Părintele Stăniloae, pe Sfinții Ignatie și Calixt Xanthopol, mari învățători filocalici despre rugăciunea istihastă. Cu același Ignatie, Sfântul Calist a scris cele 100 de capete despre istihie, pentru cei ce locuiesc în liniște cu luarea minte, fiind rodul cercării și al trăirii personale într-un duh și nevoință, smerenie și rugăciune. Lucrarea aceasta este una dintre cele mai însemnate din toată literatura ascetică. Asupra Sfântului Calist a avut o înrăurire covârșitoare Sfântul Grigorie Sinaitu, căreia i-a scris și viața. Fiind înălțat la scaunul de patriarh al Constantinopolului, Sfântul Calist s-a îmbolnăvit și s-a săvârșit către Domnul pe când s-afla într-o călătorie spre Serbia. Mai înainte de a întreprinde această călătorie, lui s-a prorocit că timpul cu ieșirii sale din viața aceasta s-a apropiat de către Sfântul Maxim Capsocalivitu din Sfântul Munte Athos. Acest Sfânt Maxim Capsocalivitu a fost contemporan cu Sfântul Grigore Sinaitu, marele dascăl al rugăciunii isihaste, și a fost cel mai mare trăitor din acea vreme, secolul XIII, din Sfântul Munte Athos. El se comporta ca un nebun pentru Hristos,
și îi se spune capso calivitu pentru că își ardea colibele, adică stătea într-o colibă o perioadă și după aceea îi dădea foc și mereu era liber, sub cerul liber, dar care a trăit o înălțime duhovnicească cu totul deosebită. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Menin, nu? Sau Pioarul. Sfântul Menin nu s-a născut la Helespont. El, cu îndelenicire, a fost înălbitor de in, de aceea s-a și numit Pioarul. În vremea împăratului Decius, el a rupt decretul imperial prin care se poruncea și se declanșa prigonirea creștinilor. De aceea a fost aruncat în temniță, unde însuși Domnul Iisus Hristos a venit la el și l-a întărit zicându-i: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. În acea clipă, lanțurile întemnițatului s-au topit ca ceara, temnița s-a deschis singură, iar Meninul a ieșit afară. El a fost arestat din nou și judecat. El a fost torturat bestial, tăindu-se degetele de la mâini și la picioare. Iar la urmă i-a fost tăiat și capul. Noaptea, capul Sfântului Mucenicului a strălucit ca o făclie aprinsă. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Drept Mihail Soldatul. Acesta a fost de neam bulgar. Împreună cu al 12 camarazi ai lui, el a luptat în armata grecească împotriva agarenilor și etiopienilor, dând dovadă în timpul luptelor de o vitejie fără egal. El a omorât un șarpe uriaș, salvând viața unei fecioare. Curând după aceea, acest bărbat care a luptat în armata grecească contra turcilor, a trecut la viața cea neîmbătrânitoare. El a trăit și s-a săvârșit cam pe la veacul al IX-lea. El numai mai întâi a fost îngropat undeva în Tracia, dar împăratul Caloian i-a mutat sfintele moaște la Târnovo, la anul 1206. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Apostol Filimon și Arhip și a Sfintei Mucenițe Aftia, sora lui Filimon, viețile lor la data de 19 februarie. Ei mai sunt pomeniți atunci la 19 februarie. Cântare de laudă la Sfânta Muceniță Cecilia. Cecilia, ficioară puternică, este întru credința cea sfântă. A ei credință mai frumoasă decât stelele este, decât aurul mai scumpă. Ea de credința în Hristos Domnul s-a țintuit ca de o cruce. Ea a jertfit tinerețe, bucurie, căsnicie și onoruri pentru Hristos. Silnicul diavol, din a ei bogăție, nimic nu a putut jefui. Și când nu a mai rămas decât trupul, ea pe acela l-a dat lui Hristos. Pentru dragostea ei, lui, ea s-a lepădat de lume. Și încă de două lumi, de suflet și de trup. Astfel arde flacăra credinței, ea flacăra iubirii, flacăra prin care Cecilia s-a proslăvit, prin flacăra credinței și în flacăra iubirii, Cecilia s-a proslăvit. Cugetare! Orice efort spre studiu este zadarnic fără efortul de a dobândi mai întâi curăția credinței și a vieții. Căci nu celor învățați, ci celor curați cu inima, li se descoperă dumnezeieștile taine. Pe când a fost condusă spre cămara nupțială de către soțul ei, Valerian, Sfânta Cecilia i-a zis: Trebuie să-ți descoperi o taină. Se află aici lângă mine Îngerul lui Dumnezeu, păzitorul fecioriei mele pe care am închinat-o lui. Tu pe înger nu-l vezi, dar el este gata să mă apere pe mine, roaba lui, de orice primejdie. Dacă mă atingi, te va ucide. Valerian și-a dorit sincer să-l vadă și el pe înger. Atunci fecioara i-a zis: Tu ești un bărbat care nu-l cunoști încă pe Dumnezeu. Tu nu-l vei putea vedea pe îngerul lui dacă nu te curățești mai întâi de necurăția necredinței. Primind Sfântul Botez, Valerian a văzut pe Îngerul Domnului, păzitorul Cecilii, în toată slava negrăită a frumuseții dumnezeiești.
Asemenea și Maximus, cel împreună cu el mucenic, și Tiburtie. Privind la decapitarea celor doi frați, el a declarat cu vrământ înaintea călăilor și a poporului strigând: văd îngerii lui Dumnezeu cum strălucesc ca soarele și se ridică la cer într-o strălucită slavă sufletele acestor mucenici care au ieșit din trupurile lor și ca niște fecioare din cămara de nuntă. Însă ceea ce a văzut Maximus, necurații păgâni nu au putut vedea. Luare aminte. Să luăm aminte la minunata zidire a lumii, facerea capitolul 2, la cum Dumnezeu a zidit grădina paradisiaca Edenului și l-a sezat pe om în ea, la cum Dumnezeu a zidit pomii grădinii Raiului frumos la vedere și cu roade bune la gust, la cum Dumnezeu a adus toate animalele înaintea lui Adam, iar Adam le-a pus lor nume. Predică despre ceea ce constituie unitatea creștinilor, a unitatea credincioșilor. Este un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl al tuturor. Efeseni, capitolul 4, versetele 5 până la 6. Iată motivul evident și atot important care îi determină pe toți creștinii să păzească unitatea Duhului într-o legătură a păcii. Efeseni, capitolul 4, versetul 3. Căci unul Domn, Iisus Hristos, este făcătorul nostru al tuturor, răscumpărător și înviator. Nu sunt doi Hristoși, ca să existe motive de dezbinare între credincioși. Unul și același și-a vărsat sângele pe cruce pentru noi toți, tot așa cum una și aceeași gură s-a rugat pentru noi în grădina Ghetsimani. Noi avem o singură credință într-o Sfânta Trăime, cea unită și nedespărțită de viață făcătoare, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, unul în dumnezeire întrăit în persoane, Tatăl nenăscut, Fiul unul născut și Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Noi avem un botez într-un numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Un Dumnezeu și Tatăl tuturor, Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, cel unul născut Fiul al lui Dumnezeu, carele prin Hristos și prin care prin Hristos ne înfiază pe noi, prin și în Hristos ne înfiază pe noi și ne dă dreptul să-L numim pe noi, pe El Tatăl nostru. Tatăl Ceresc ne înfiază pe noi în Hristos și prin Hristos și așa devenim și noi fii adoptiți și putem spune Tatăl nostru. Vedeți, oare, fraților, cât de puternice sunt legăturile acestea care ne unesc? Nici chiar stelele de pe cer nu sunt legate de cer prin legături mai puternice, nici apa pe pământ, nici focul de aer. Vedem noi oare ce temeri covârșitoare avem spre a ne sigurgui, spre unitatea Duhului dintre noi? Orice altceva care ar încerca de la stânga să ne îndemne spre dezbinare este nimic în fața temeilor acestora. Așa cum este firul de praf față de muntele înalt, diavolul nu poate distruge unitatea noastră dacă nu-l ajutăm la aceasta noi înșine. Diavolul nu ne poate birui niciodată dacă nu ne predăm noi lui înșine. O, Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ești al nostru Iisus, prea blând și prea dulce, ce tare ne-ai legat pe noi de veșnicul Tău bine, păzește-ne pe noi în veci într-o această mântuitoare legare, când mai ție se cuvine slava, cinstea și închinarea, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.